Bună dimineața, bine v-am regăsit, prieteni! Chestiunea asta cu Elon Musk, cu miliardarii care dau năvală la Castelul Bran, arată cotcodăceala presei convenționale române. Da, majorității. Televiziunii care dădeau din oră în oră transmisiuni directe de la fața locului, interviuri cu tot felul de oameni care spuneau misterios, domnule, da, nu pot să vă spun mai multe, m-am întâlnit, am vorbit, etc., da? Când de fapt a fost o gogoașă. De ce spun chestia asta? Pentru că se aplică la atât de multe uh, uh, ramuri ale societății, realități ale societății, încât te apucă groaza. Bun, și o să trec de la Elon Musk la Lucian Bode. De ce trec la Lucian Bode? A fost plagiat sau nu a fost plagiat? Este o lucrare bună sau nu este o lucrare bună? Are nevoie omul politic de doctorat sau nu are nevoie omul politic de doctorat? Bun, și Vă arăt o carte. Regionalizarea. Raport despre starea noțiunii. Am scos-o în 2003. Da? Este practic un studiu comparativ, primul apărut în România, asupra uh, uh, descentralizării da? sistemului de descentralizare din toată Uniunea Europeană. Așa cum am priceput. Le-am bătut toate parlamentele astea regionale. Din 99 până în 2007 am avut vreme să mă plim prin aproape fiecare parlament regional din Uniunea Europeană. Și de acolo, bineînțeles, cu încă o grămadă de stabilopos, oameni mult mai deștepți decât mine, care au analizat etc., etc., îi vedeți, le vedeți aici la final. Da? Am zis, hai să scot acest raport, această carte, ca să înțeleagă lumea cum funcționează descentralizarea, ce sisteme de administrație și sisteme financiare, așa numită pe germană, da? Cât dai și cât rămâne la localitate, cum se face în Uniunea Europeană. Bun. La, tu, la momentul ăla mi-au zis uh, câțiva domnule, chiar de la uh, universități, uh, fă o lucrare de doctorat. Ok. Acum, credeți-mă, că dacă ar trebui să refac ca, cartea asta uh, ca o lucrare de doctorat, uh, n-aș ști cum să o fac. Bun. Sună paradoxal. Și aici nu e vorba de. Uh, uh, cazul Bode neapărat. Nu mă interesează persoana lui, nu mă interesează lucrarea lui de doctorat. Mă interesează faptul că nu se pune problema în dezbatere. Băieți, noi avem niște norme pentru lucrarea de doctorat. Norme, nu cutume. Cutuma o respect sau nu o respect, nu-i niciun bani. De ce ajung la, la ideea asta? Pentru că am văzut comunicatul Universității babeș Comunicatul este fără supărare, eu l-am citit așa cum citești comunicatele CCR-ului, curții Constituționale. Le citești o dată de două ori și după aia un telefon unui prieten. auz. ce-o vreau să spună prin chestia asta? Pentru că mi se pare un, un non-combat, o neasumare. Neasumare. Adică, eu așteptam de la, de la UBB și am impresia sau cel puțin comunicatul lasă impresia că este făcut de ceva jurist, ceva avocat, ceva, ceva de acolo de la drept e făcut uh, uh, comunicatul ăsta, că este, este neclar. Vreau să spui, uite domnule, este sau nu este plagiat? Problemele întâlnite sunt X, Z, normele sunt X, Z, astea s-au respectat sau nu s-au respectat, concluzie X, Z. Bun, de ce zic? Am văzut acolo undeva la 2,95 este coeficientul de, eu nu știu cum să zic altfel decât non corectă. M-am uitat, și de n-am intervenit până acum într-o emisiune ca să mă dau uh, foarte mare grangure și mare procuror al uh, societății românești. Ok, m-am uitat cum se face la americani. America este țara, uh, ați văzut și ieri clasamentele din presă, cu cea mai mare inovație, cu cel mai mare grad de cercetare, cu cel mai uh, dezvoltat sistem de cercetare. Acolo, uh, coeficientul ăsta de, iarăși o să-i spun dintr-o neștiință sau pur și simplu am nu știu cum să, să definez, coeficientul de non-citare este undeva la 5%. La, în cazul tezei lui Bode, 2,95%. Unii o să spună, domnule, este foarte mult, trebuie să fie perfectă, o avea dreptate. Alții o să spună, păi domnule, dacă, acum să nu fii mai catolici decât papa, pentru că stai un pic, 2,95 mai mic decât 5. Ora avea și ei dreptate. Eu nu fac aici judecăți, nu judec pe nimeni. Constat însă că în România nu avem norme, pur și simplu normele alea care ar trebui să fie la o lucrare de doctorat. Și o să explic o cauză externă și o cauză internă. Cauza externă. Imediat după sistemul Bolonia s-a modificat, dacă vrei, metabolismul facerii unui doctorat. Până la sistemul Bolonia, Doctoratele se făceau de cei care ajungeau la apogeul carierei. Bun. Domnule, am 60 de ani, 70 de ani, am cercetat o viață întreagă problema asta. Iată încununarea muncii mele. Această lucrare de doctorat care va rămâne în istoria acelui domeniu și care pentru generații întregi va fi un izvor de inspirație. Așa a fost până la sistemul Bologna. De la sistemul Bologna încoace, da? doctoratul nu mai este încununarea unei munci de decenii, ci este uh, unul din primii pași în carieră. Ai făcut facultatea, obligatoriu masteratul, dacă vrei să faci performanță, și apoi doctoratul ca să arăți societății tale profesionale drumul pe care vei merge în cercetare sau pur și simplu în munca ta. Poate să fie și academică. Adică ai văzut oameni care dau uh, Doctoratul la 27, la 30 de ani, la 25 de ani, și sigur că întrebarea devine aproape retorică. Bine, domnule, dar ce ai, ce ai putut și câtă experiență ai tu ca să faci un doctorat la 30 de ani? E bine, sistemul Bologna înlătură această experiență și, și îți deschide ușa noilor experiențe profesionale prin doctorat. Asta e o chestiune un pic mai tehnică, dar trebuie spusă. Problema internă. Păi, problema internă că România de decenii nu are aceste norme doctorale, o să le zic. Da? Domnule, cum citez? Pentru că să vă gândiți că în anii 90 se făceau lucrările de licență la drept, scriai, 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 scriai și la sfârșit puneai toată bibliografia. Apoi că puneai uh, ghilimele, că nu puneai ghilimele. La revedere, pa. Domnule, eu am zis acolo, uite cărțile din care am. Pe care, pe care mă sprijin, uite ideile celorlalți dinaintea mea, sunt puse la final, apoi le regăsești toate în carte. Un lucru astăzi inacceptabil pentru majoritatea centrelor academice, pentru viața academică din toată lumea, lumea civilizată. Bun. Ce s-a întâmplat? Toată, toată nebunia asta cu, cu normele a mers mai mult pe niște cutume. Băi, ar fi bine să scrie acolo în paranteză de unde ai luat ideea să pui ghirimele nu știu care dar nu s-au făcut niște norme de citare corectă. Norme în care să pui la oaltă idee și să spui, uite, de la ideea lui Cutărescu, la ideea lui Cutăreasca, trecând prin ideea lui X, am ajuns la propria mea idee care spune așa. Bun, eu speram ca acest caz bode, dată fiind, nu neapărat miza, miza, atunci când o trimiți în politică, este, este anulată. da. Dar miza academică să fi fost Ok, avem în față o lucrare de doctorat. Nu comentăm calitate sau necalitate, putem lăsa discuția asta după. Bun. Pentru că majoritatea celor care vorbesc despre doctoratul Bode nu au citit doctoratul Bode. Și este într-un fel normal. Nu citești toate cărțile doar pentru că au, auzi ceva în presă. Dar poți să te duci la uh, concluzii. Uh, această carte este un plagiat sau nu este plagiat? O citare incorrectă înseamnă plagiat? Sau nu înseamnă plagiat. Cum, trebu cum ar fi trebuit să citesc corect? Și aici deja vii și te bați cu faptul că nu ai norme, dar ai cutume. Cutuma este un obicei. Sigur, împământenit, adaptat noilor conjuncturi, dar atenție, cum să zic, certificat pe niște. Non-norme academice, ci pe niște înțelegeri ale unui grup de etică, ale unei, ale un, unei universități, etc. etc. Ori la noi nu se pune problema rigorii academice decât prin cutume. Mă duc și îmi fac o lucrare de doctorat la București și îmi fac o lucrare de doctorat la Cluj. Este posibil ca la București să fie acceptată, la Cluj nu. Sau invers. Da? Este exact ca școala de gramatică. Gândiți-vă că este o gramatică de la Cluj, școala de la Cluj, și o gramatică școala de la București. La complement direct sau e subiect? Sau la cei Completivă directă sau subiectivă? Sau o mulțime de lucruri de astea. Da? Care pur și simplu te pun în imposibilitatea de a certifica normativ o lucrare. De ce zic că nu mă interesează lucrarea domnului Bode? Pentru că domnul Bode trebuie el singur să. Își evalueze biografia și să vadă dacă, da, domnule, sunt om politic, musai ai să am o lucrare de doctorat sau nu mă interesează lucrarea de doctorat. Societatea nu are ce să comenteze la lucrare de doctorat a unui om politic. Poate să o privească cu suspiciune dacă acel om politic nu arată în cariera lui compatibilități cu academismul lui. Adică, domnule, mi-a scris o lucrare de doctorat, dar eu în prezența publică sunt prozbătă. Băi, eu sunt societatea civilă, mă uit la tine cu suspiciune. În același timp, trebuie să punem și alte probleme. A intrat la facultate, vai ce mă bucur, Fiica mea a intrat la facultate, fiul meu la facultate și ce face dragă la facultate? A terminat acum facultatea și își face masteratul. Extraordinar! La ce îi folosește masteratul? O, păi după masteratul o să-și dea, să dea și doctoratul că e un copil de 10 numai. Da? Și la ce îi folosește doctoratul? Și aici mă întorc cumva în sistemul occidental. Vorbeam cu Florin Păun. Florin Păun a fost an la rând șeful departamentului de cercetare de la Onera, France. Onera este NASA franceză. Acum în alte sfere mai europene decât simple franceze, dar tot de inovație. Și el îmi spune așa, am venit de la o școală excelentă din București, da, facultatea de aeronautică spațială din București era una dintre cele mai bune din lume, probabil așa cum este, da? Lucrări în românește ale profesorilor din București erau în biblioteca Universității de la Toulouse, în românește, și erau oameni care luau cărțile românește și cu dicționarul lângă ei vreau să vadă ce au zis marii profesori de la București. Da? Se întâmpla la Toulouse, una dintre centrele, unul din centrele cele mai susplasate în aeronautica spațială. Și când și-a dat doctoratul, mi-a așa, Florin, băi, am mers acolo, da, am făcut facultate, am făcut tot, 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 mă duc la școală doctorală. Și eu zis, ok, trebuie să vă gândiți așa, există posibilitatea ca ceea ce faceți dumneavoastră cercetare în doctorat să fie preluat în economia reală? Păi cum? Găsiți-vă o firmă care să spună, da, mă interesează subiectul domnului Păun, aș putea să-l pun în practică, în economie, în economia reală, într-un timp de XYZ-ani. Bun, aveți trei luni. A găsit omul? trei firme da, care au spus, da, mi se pare e bună chestia asta cu cercetarea, e bună tema dumneavoastră, puteți, vă dăm tot ce înseamnă, facem demersurile și vrem lucrarea asta de doctorat, o vrem în economie. Ok? La noi, multe doctorate s-au dat un fel de, 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 compilații. Istorie, mai știu eu, tot felul de de-astea pe care le poți face uh, ușor. Da? Am încredere în cei care au studiat în străinătate. Da? Mihali la Strasburg, alții la Geneva, alții la Paris, alții la Eindhoven, alții pe nu știu unde. Care atenție, ce au învățat acolo? Că nu au mers uh, uh, românci sau s-au întors francezi sau olandezi sau mai știu eu ce. Nu. Au învățat niște rigori. Dar rigorile nu neapărat de citare, deși și alea le-au învățat pentru că există acolo. Au învățat rigoarea academică a parcursului, a gândirii pe termen lung. Când fac o lucrare de doctorat, mă adresez societății cu o problemă fundamentală pe care, iată, ori am expus-o, ori i-am dat o soluție. La noi doctoratele se fac mai mult așa cum intra unii în tot felul de organizații de astea mai discrete, doar să aibă și ei o, o insignuță acolo pe rever și să se uită lumea așa cu o chestie de teamă, invidie, mister la ei. Asta este problema sau una dintre ele ale academismului din România. Academismul mai mult sau mai puțin ghilimele. Nu există normare. Nu există acea onestitate publică până la urmă și aici este și cazul UBB-ului și o spun cu regret să fie ieșit în față. Aș fi vrut pe Daniel David în față veni la o conferință spunând așa Domnilor, am evaluat la cererea societății civile da? această teză de doctorat a lui XYZ. Întâmplător este domnul vode. Uite, am găsit XYZ nepotriviri cu cutumele că norme nu avem, dar este necesar o dezbatere pe norme. Am văzut uh, uh, temele XYZ vi le expunem da? și am uh, am mers mai departe și am sugerat, am spus, am cerut, cum vrei să-i zici, să se corecteze X, Y, Z neclarități. În rest, aici este teza, am făcut copii, 200 de copii pentru cei interesați, mai facem dacă e cazul, aici aveți teza, evaluați-o. Și vă spun de ce. Pentru că în teza aia din 2008, atât am putut și eu afla până pun mâna pe teza, am făcut demersurile, da? se spune în 2018, scuze, în 2018 se vorbește despre necesitatea ca Europa să scape de dependența de resurse din Rusia. Păi, tu ai o temă atât de importantă și o idee care nu este absolut deloc în contradicție cu ceea ce se întâmplă acum și nu ai curajul să ieși? Bode a comunicat. Execrabil! Se vede că are o echipă de comunicatori care probabil la un șpriț, la un trabuc, mai bălmăjesc ceva. Da? Dar aici nici măcar nu este vorba despre Bode. Este treaba lui, este, este fișa lui biografică pe care fiecare și-o face până la urmă. Aici este vorba despre faptul că nu se vorbește despre cauze. Nu se vorbește despre soluții care să meargă acolo țintite. Băieți, normați toată nebunia asta academică. Pentru că peste 5 ani de zile o să vină unul de foarte mare bună credință și o să scrie o carte. Și omul citează unde vreți voi, tot, 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 tot. Și o să veniți, da, da, aici n-ai citit corect, n-ai citat corect, aici nu văd asta, aici nu văd asta. Și știți ce se va, se va întâmpla? Nu va fi o teză retrasă, dar se va pune anatema suspiciunii pe tot ce înseamnă doctorat în România. Și să știi că noi suntem într-o lume complexă, într-o lume interconectată. Toate suspiciunile de aici, să știi că vor răzbate și în afară. Și marea pierdere este cu o mulțime de oameni care chiar sunt onești și muncesc perupte ca pentru o idee, da, când merg afară să fie priviți ei înșiși cu suspiciune. A, ești din România, e țara aia care. Uh -huh. cu doctoratele, las că știm noi. Poate nu-ți o spun în față, dar se vor gândi. Despre asta este vorba, băieți. Despre onestitatea publică și asumare. Să aveți o zi minunată.